ce? Să vedeți surpriza mea, da? Sunteți pregătiți? Da! Super! Ia să vedem aici! Pe cine avem noi invitați aici cu noi? Bine, bună ziua! Atunci am să vă spun că, după cum știți, orice magician are și o baghetă magică, așa că asta este bagheta care am să fac puțină magie pentru voi. Da? Cum? Ce? Nu seamănă cu o baghetă? Dar cum arată o baghetă magică? A, ca un băț așa negru și cu niște dungurițe, da? Dar voi credeți în magie? Atunci am să vă spun că ce vedeți aici nu este o simplă pană, este o adevărată baghetă magică. Vreți să vedeți și voi? Vreți să vedem ce mai e aici? Și puțin mai tare, mă rog. Ia să vedem ce mai e aici. Mai tare, mai tare. Mai tare, mai tare. Asta vă spun și eu. Vreți să mai vedem un porumbel? Și la aplaudă și mai tare? Aplaudăm tare, 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 tare! Aici era! Vreți să aplaudă și mai tare, drăgălași? Foarte bine! Fiți mai curajoși! Vreți să mai vedem un porumbel? Și la plată și mai tare! Da! În sfârșit, da? Ne-am mai despre ce poți să avem aici, că așa nu am. Două și alte. Și... Ne uităm sus. Yeah.
era. Și o să-i punem și capacul. Hai să vedem. Și capacul și avem aici. Un iepuraș. Ia uitați cât de drăgălaș este. Vreți să vedeți că cel mai bun prieten al iepurașului? Haideți să vedem noi cine este. Să fie oare un morcov? Dacă punem și capacul, cred că cel mai bun prieten al iepurașului este... un porcușor de Guinea. Ia uitați-vă! Așa că, haideți să-i aplaudăm noi pe cei mai drăgălași prietenii mei. Ei sunt cei mai frumoși. Și... am să vă spun că de fiecare dată când văd așa de mulți copilași, eu vin cu o pungă plină cu surprize. Așa că am aici o pungă plină. Să fie plină? Vreau să o desfacem. Vreți să vedeți? Da! Chiar vreți să vedeți? Da! Nu-mi vine să cred. Una, două. Chiar vreți să vedeți? Da! Bine, bine, uitați. A, nu este nimic. Este goală. Dar... puțină magie. Avem aici. Surprizele de care vă spuneam. Ia să ne uităm. Este coadă. Și puțină magie. Cred că mai avem ceva aici. Ia uitați-vă, se vede ceva? Nu! Vreți să încercați și voi? Da! Hai, ține-o un sus. Luăm puțin praf magic și aruncăm aici la 3. 1, 2, 3! Și... ce? Fiți atenți! Și... dar... punguliță este goală, da? Da! Asta vă spunem și eu. Credeți magie? Da! Da! Ia vină puțin aici lângă mine. Dacă tu spui că să și crezi magie, uite, stai așa. Nu își arată acolo cu oam pe surioara ta? Da? Bine, hai stați amândouă aici lângă mine. Și am aici o măsuță. Ține drag o mânță de aici. Ține și tu cu cealaltă mânță de aici. Am să iau și de cealaltă parte. Așa, ia să vedem. Mai sus mânuțele, mai sus mânuțele. Mai sus și tu. Și să vedem ce se va întâmpla. Să ne-ai dat sumăsuța. Sus, 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 sus. Nimic? Chiar nimic? Atunci lasă măsuța jos. Cum te cheamă? Mirina. Și pe tine? Cum? Alexia. Alexia. Haideți să le aplaudăm pe Mirina și pe Alexia pentru acest moment de magie. Mulțumesc, mergem la loc. Și am să vă arăt cum dansează o măsuță magică. Felul acesta. Să-ți spuneți dacă se vede și ceva. Nu, nimic! Nu, nimic! Sigur nu se vede nimic! Da! Chiar nimic? Da! Nu? E lipită de cutia de... dar cred că se aude ceva aici, am o cutiuță magică. Fiți atenți! Am să vă spun acest secret doar pentru faptul că părinții și bunicii voștri sunt mult mai curioși decât voi, da? Așa că fiți atenți. Am aici o cutiuță magică pe care dacă o pun pe măsuță,
Ea face ca măsuța să zboare. Dar dacă eu această cutiuță am să pun pe masa mea, am să iau și coata de masă și am să vă arăt că zboară și fără cutiuță. Ia să vedem, se vede ceva? Nimic. Bine, iau și coata de masă și am să vă spun secretul. O coata de masă și o măsuță magică. Iar secretul ei este că ea zboară prin macie. Ăsta era secretul pe care trebuia să-l știm cu toții. Voi credeți în magie? Dacă voi credeți în magie... Ce poate fi mai frumos decât să fie asediat de copii? Pentru că dacă ar fi asediat de, știu, kamikaze, ar fi grav. Dar acești mici copii să vină să ne asedeze tot timpul, că ei ne însemnează ziua și tot ei ne vor face și viitorul mai fericit și mai frumos. Cum v-a venit această idee? Este pentru prima oară când Consiliul Județean se gândește să găzduiască în acest părculeț sărbătoarea de 1 iunie. Tot timpul trebuie să ne gândim la cei care ne vor reprezenta pe viitor. Trebuie să ne gândim la cei care vor veni și ne vor lua locul. Și cine poate fi mai bine sau cine ne poate reprezenta mai bine decât copiii? Consiliul Județean, într-adevăr, a mai organizat de 1 iunie evenimente pentru copii. Este un eveniment realizat printr-un program cu finanțare europeană. Nu sunt fonduri din bugetul Consiliului Județean. Și împreună cu cei din Consiliu am hotărât să facem acest eveniment la Consiliu, pentru că este frumos, parcul este foarte frumos, este curat și atunci ne bucură să facem un astfel de eveniment la Consiliul Județean Galați. Mai ales că uitați că nici ploaia nu ne-a speriat, nici ploaia nu i-a speriat, uitați cât de bucuroși și veseli sunt. Și ca atare sper ca și la anul și anii următori să putem să evenimem, să organizăm astfel de evenimente pentru ei. Chiar dacă este organizat cu o zi înainte, nu strică pentru copii două zile, trei zile de petrecere. Nu vă vine să chiuliți de la lucruri importante, să veniți să trageți cu ochiul la magicieni? Vă dați seama că acum, în secunda 2, m-aș dezbrăca și eu și mi-aș lua haine sport să fiu printre ei. Uitați-vă cât de vesel sunt, câtă inocență și cu câtă energie pozitivă te încarcă copiii ăștia. Mă bucur că, până la urmă, Dumnezeu iubește atât de mult și s-a oprit ploaia. O urare pentru toți părinții și, bineînțeles, copiilor. La mulți ani tuturor copiilor, la mulți ani părinților, pentru că și părinții, în afară de copilul mic, au câte un copil mic așa în interiorul lor, când vrem să ne simțim bine. La mulți ani tuturor și să fim alături de ei, să avem grijă, pentru că ei sunt viitorul nostru. Să ne bucurăm împreună cu ei! La mulți ani! La mulți ani de ziua de 1 iunie, la mulți ani tuturor copiilor! Vrei să le spun și lor? Hai bine la mame. Mickey Mouse mi-a spus că ați cântat și ați dansat foarte frumos, ați fost grozavi. Așa că haideți să vă aplaudăm și pe voi, să vă spunem la mulți ani. Să creșteți mari, să fiți cu mici, să credeți în magie, da? Bine, la revedere! Dar nu plecați, nu plecați, pentru că surprizele noi o să avem continue. Avem și alte surprize. Ne luăm la revedere de la mine și de la Mickey. Da, rămânem aici în față. Le faceți cu mânuța așa de la distanță și spuneți tare la revedere, da? La revedere! La revedere! Și ce adăugăți și mai tare? La revedere! Bine, pa, pa! Și mai tare distracție, zi, să auzim 1, 2, 3 și... Păi atunci vă arăt și o jumătate de surpriză, dacă... Deci ne distrăm, nu? Perfect! Să nu promovăm cu un dans special pentru ploaie. Da? Pe care indienii îl fac. Și noi se dau doamnul ploi. Ia, dați-l-o mai în spate voi, frumos, să nu cădeți. Așa, așa. Dacă putem, hai veni jos acolo, de toți, jos, 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 jos. Ia veniți în coace. Ia, să vedem.
Da, dar eu stau aici acum. Toată, ai aranjat copiii? Ia uite, știi, așa sunt eu între copii, nu? Perfect, da? Ia să vedem. Bine, ia să vedem. Facem dansul ploii, da? Să nu plouă. Îl alungăm. Am înțeles. Am rugămintea mare ca părinții care rămâne aici lângă noi să dansă și ei. Cine nu dansează? Păi da, nu? Deci dansează cu părinții și bunicii. Da? Ochii la mine, fetele, atenție aici toate, lângă mine. Că nu reușim asta. Haideți, tare, mâine ai tu, și acum noi dansăm să nu plouă, da? Sunt asistent maternal. Să vă trăiască. Unde-i nepoțica? La dans, cu copiii. Și n-ați putut să o luați de acolo? Nu, n-a vrut. N-a vrut să dispartă de copii. Noi mulțumim domnului președinte că s-a gândit la copii să facă așa o bucurie, că mulți președinți din urmă nu s-a gândit să facă de ziua copilului. Eu până acum n-am auzit așa ceva, să fie la Consiliul Județean. Poate nu știu eu, poate nu știu, o fi fost, dar nu știu. Dar e frumos și copiii se bucură. Foarte mult, foarte mult. Așa o mică atenție, dar ei se bucură, mai ales cât țopâie aici. Este o bucurie, o veselie și pentru copii, și pentru bunici, și pentru toți. Este o atmosferă așa de sărbătoare. Ne place. Dorim suficient de des pe copii? Da. Pentru că locuiesc aici în Galați și săptămânal îi duc la toate parcuri, la vestitor, da. E bine să fii copil în ziua de azi, da, nu? Da, foarte bine. Și merită, poverinii. Dar nu e așa că după aceea scapi de toate grijile când te joci, da, cu ei? Da. E cea mai bună metodă de relaxare. Da, da, este. Ce le urați de 1 iunie? În primul rând, multă sănătate. Și să fie fericiți, da.